Față de dom2, unde erau indicate ca variante literare libere de accentuare, intim și intim, dom3 elimină varianta de accentuare intim și rămâne ca singură posibilitate de accentuare intim. Accentuarea greșită a unor cuvinte denotă incultură. Penurie, deci accent pe penultima silabă. De unde e aberația asta? Corect este penurie. Ciubotariu. Greșit. Pronunția corectă este ciubotariu. Substantivul penurie, cu sensul de lipsă, este un împrumut din limba franceză și mai departe în franceză a intrat din latină și se accentuează într-adevăr penurie. Problema este că cel mai probabil sub uh, influența unor uh, alte cuvinte, ca de exemplu aurie, vorbitorii au încercat să modifice accentuarea, ne ținând cont și necunoscând, pentru că vorbitorii nu cunosc toate uh, subtilitățile și etimologia cuvintelor și uh, forma în care ele au intrat în limbă la un anumit moment. Aplică un, uh, un tipar analogic în care le înscriu. Avem terminația i în aurie și s-au gândit, probabil, pe penurie, fiind un uh, neologism mai puțin cunoscut, mai puțin răspândit, s-au gândit să îl încadreze în acest tipar de accentoare din care face parte și aurie. Asta este... Una dintre explicațiile greșelii Ea a fost foarte răspândită, această accentoare pe care telespectatorul o condamnă ca fiind incorrectă, dovadă că a fost introdusă la un moment dat în ediția din 2005 a Domnului, unde exista variație liberă între penurie și penurie erau ambele considerate uh, corecte, ca fiind acceptate de, de normă, tocmai probabil pe baza frecvenței uh, în limba acestei forme. Dat fiind că, într-adevăr, din rațiuni uh, științifice nu se justifică această formă și, așa cum subliniază și telespectatorul, ea este um, profund greșită, ediția din 2021 a Domnului revine și înregistrează ca singură formă, în uh, forma corectă, cum subliniază și telespectatorul nostru, penurie. În legătură cu, cu aceasta este și accentuarea numelui uh, propriu, numelui de familie, Ciubotariu nu numai acestui nume, ci o serie întreagă de nume de familie sunt accentuate astfel, deși forma corectă de accentuare este ciubotariu. Sunt implicate aspecte istorice ale limbii române. În principiu, numele de meserii de tipul tâmplar, ciubotar, olar, morar sunt nume de meserii care sunt formate cu sufixul ar. Sufixul ar este reflexul românesc al sufixului latinesc arius, iar între varianta arius și ar există o variantă ariu, exact astfel accentuat. Ariu. Și această variantă cu ariu este păstrată din nou dialectal, deci există zone în care există încă varianta ariu și de asemenea ea este recunoscutibilă exact în numele de uh, familie din perioada mai veche a limbii, deci sufixul ar din. Uh... Ciubotar sau din Templar sau din Morar provine din latinescul Arius, iar între cele două, Arc din limba actuală și Arius din latină, a existat o variantă intermediară, Ariu, pe care o regăsim astăzi în numele de familie. Numele de familie, Olariu, Morariu, Ciubotariu, Prisecariu, Prunariu, Pușcariu și chiar Ușeriu. Așa se rosteau corect. A intervenit asocierea. Cu un uh, nume de familie de origine grecească, Vasiliu, Grigoriu, Dimitriu, Teodoriu, în care, într-adevăr, accentoarea este cea corectă, doar că etimologia este diferită. Deci, nu asociem exclusiv pe baza uh, structurii fonetice, ci trebuie să ținem cont și de proveniență, de, de etimologia acestor nume de familie. Deci am reușit să o fac să se înțeleagă.